Emeț a sărit împreună cu Vesca și... Rivaldinho! Un eurogol pentru tatăl său aflat în tribune cer. Rusiei, ultimul gol fiind înscris în minutul 86. Fază pentru Dinamo, centrare și gol! Claudiu Niculescu! Claudiu Niculescu egalează pentru Dinamo! Gol spectaculos înscris de român! Pe care aveam nevoie, revedem faza, centrarea lui Iani Zicu! Și voleul spectaculos! La centrul careului Corentin Petre, are spate Corentin Petre, vine șutul lui Petre! Gol! Ce gol de Petre! Încă o dată faza, Corentin Petre găsește zonă liberă, are simță și așeză această minge și prinde un șut senzațional. Trimite mingea la colțul lung, fără speranțe pentru Nigel. Șut puternic al lui Mateuș și gol în acest moment, stimați telespectatori, minutul 49, 4-1 pentru Dinamo, portarul Sargani. Iată faza, foarte bine angajat. Mateuș șutează din afara careului pe colțul scurt al...